copil la... Băi, mare copil! Ăla, vedeți, spre exemplu, cred că avea 14 ani. Hai, 14, avea 12. Următoarea întrebare, e legal să conduci acolo indiferent de vârstă? Hai să vă explic cum e treaba asta. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am găsit la un nou car vlog. De această dată suntem pe poligon alături de tatăl meu din nou, pentru că ați dat pe butonul de like o grămadă, s-au făcut peste 10.000 de like-uri la ultimul episod. Nu uitați, dați pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoadele din poligon în continuare. Astăzi o să vă răspundem la câteva dintre întrebările voastre de pe Instagram. Am selectat câteva care se potrivesc domeniului de activitate, adică de poligon, de mașini, legat de tatăl meu, curiozitățile voastre. Haideți să ne îndrumăm acum la mașină și să ne punem în mișcare ca să intrăm în subiectul de astăzi. Pornim mașina. Hai să ieșim de aici frumos și să intrăm direct în prima întrebare. Am selectat câteva întrebări, după cum v-am zis. Unele pentru tatăl meu, altele pentru mine. Deci prima întrebare, tati, este câți cai are mașina? Am mai zis treaba asta și primul episod, dar mai spune-o. 115 cai. Deci are 115 cai, un motor de 1 litru, care, sincer, datorită turbinei, face față destul de bine, pentru că am condus recent o Mazda 3, aspirat, motor aspirat, și nu e așa dezmuncită ca Skoda aceasta Rapid, care chiar dacă are 115 cai, zici tu, tati, că tu ai condus-o, na, tu ai observat și am observat și-o în România. Totul se desfășoară în timp, adică fiind aspirat natural, în timp. Da, aici așa intră și turbina și... Aici intră prompt, când ai zis că ai nevoie, ți-a dat tot cai. Da. Cât crezi că sistemul de simulare pe care îl ai acasă te ajută să conduci mai bine? Deci, hai să vă zic care e treaba cu sistemul ăsta, dar înainte să avem grijă să nu cumva să intrăm în cineva. Ăsta ne se duce așa frumos. Te asiguri, oprești pe fână. Da. Ce parcare face aici? Gata. Vrei că nu știi cum se hotărăște la... Uite Mustang-ul ăsta, tati, ce părere ai de el? Frumos, deci, vedeți, sunt și mașini mai scumpe, adică Mustang-ul ăsta nu cam o dai cu el, adică e forță. Sunt și mașini mai scumpe pe poligon, e prima dată când văd mașini așa scumpe. Hai să luăm tot înainte, că ăla nu știu ce face pe acolo. Să luăm tot înainte, vreau să mă duc la jalanele alea să le facem în timp ce dezbatem acest subiect. Deci, dacă m-a ajutat pe mine sistemul de simulare pe care l-am acasă, da. Eu dacă nu mă jucam acasă pe volanul respectiv, nu mă descurcam așa de bine să schimb să toate astea. Nu mă descurc foarte bine, pentru că nu am condus în viața reală prea mult, dar din jocuri pot să vă zic că mă ajută. Adică dacă vreți să conduceți, eu vă recomand să vă luați și simulatorul ca să vă puteți juca pe City Car Driving și... Mamă, dar ce e aici, frate? Deci nu mai gropi. Mă rog. Da, deci ca răspuns, da, m-a ajutat să conduc mai bine. Ce mașină ți-ai dori? Ne întreabă Rebecca. Mașina mea care ar fi mai dream car ar fi o Tesla Model 3 Long Range. Nu știu câți dintre voi sunteți cu electricele, dar mie îmi plac destul de mult electricele, așa mai pentru viitor și toate astea, și ar fi mai dream car. Bine, eu nu o să conduc așa ceva la 18 ani, vă dați seama, dar așa, pe viitor, eu îmi doresc destul de mult o Tesla. Și îmi place foarte mult Long Range pentru că ai și kilometri, e tehnologizată foarte bine, tableta aia arată foarte bine și arată și foarte bine la exterior, pe culoarea roșu e țâță de mâță. Cam asta ar fi mașina mea pe care mă doresc foarte mult. Am ajuns acum la aici, coadă aici, pentru poligon. Cred că și ea așteaptă tot aici, nu? Așa, hai să răspundem la următoarea întrebare, tati. Ce mașină a condus tatăl tău pentru prima dată? Deci mașina care am condus-o pentru prima dată e o Dacia, e 1100. Din 1970. Mamă, dar veche. Da, veche azi. Rău. Și era mișto cum era? Era destul de... cam veche. Da. Cam veche, din 70 îți dai seama. Era mașina familiei, adică nu era o mașină. E bine. De cât timp conduce tatăl tău? Acum am ajuns cam tot în zona aia. 32 de ani, mai precis. 32 de ani, adică din 88. Tiguanul se bagă. Fă că ăsta cu Logan nu vrea să... Dă-i pe lângă el. De... Du-te după asta. Bagă-ți în mână. Gata. Doamna cu Loganul nu știu ce vrea să facă. Am văzut, m-am asigurat. Doamna cu Loganul nu știu ce vrea să facă. Noi o să ne băgăm să facem jaloanele. Deci fii foarte atent, stai, da? Stai că ăsta vrea să se întoarcă. Fii foarte atent. Nu, e ok. Da. Fii atent. Fii foarte atent. Mă descurc la astea, dar vine ăsta. Și ăsta nu-i prea e bine. O luăm așa mai mult. Mamă, dar cum ies ăștia de peste tot. E foarte multă aglomerație astăzi. Uite, și
Băi, frate, cum trece fix așa, n-are nicio treabă. Dacă o accelera mai tare, mă urcam pe ea. Unde te-ai plimbat pentru prima dată după ce ți-ai permisul și cu cine? Cred că prima destinație la care aș vrea să merg după ce mi-au permisul, așa, în afară de București, evident, ar fi să merg la mare. Pentru că eu o să iau cel mai probabil permisul în vară, pentru că atunci o să fac 18 ani și atunci vreau să dau și de permis și toate nebunile pentru examen. O să vreau să merg la mare, adică ar fi destul de tare și cu cine nu prea contează. Adică merg cu prietenii și cu familia, e cam, dai seama cu cine o să merg. Următoarea întrebare, e legal să conduci acolo indiferent de vârstă? Hai să vă explic cum e treaba asta, pentru că multă lume m-a întrebat treaba asta, la ce vârstă poți să vii aici în poligon și care este treaba. Pe regulamentul poligonului, și nu știu exact la, dacă acum se respectă și la toate poligoanele din țară, vedeți și voi în orașul vostru, este că nu este o vârstă anume la care poți să vii aici. Poți să vii, spre exemplu, la 15 ani, însoțit de un om care are permis, cu mașina lui, evident, și să exersezi. El își asumă dacă cumva faci un accident, el răspunde. Adică, spre exemplu, acum tati răspunde dacă eu o să fac vreo greșeală aici. Se aplică tot la fel un fel de cod rutier aici, nu știu exact. Ideea e că ești tras la răspundere destul de rău dacă faci accident aici, adică nu e o idee bună să faci accident. Hai să facem dreapta, pentru că vreau să ne apucăm și de câteva exerciții să facem. Da, o iau ușor aici ca să nu... Wow. Eu zic că cel mai bine, dacă vreți să vă apucați să conduceți, vorbiți cu tatăl vostru, vedeți dacă el crede că sunteți capabil, cel mai bine vă luați un volan și exersezi mai întâi acasă, cum am făcut și eu, dacă vreți neapărat așa, dacă nu vreți așa, vă puteți duce într-un poligon, dacă este destul de gol, e ok. Dar trebuie să aibă foarte mare grijă cu cine vă duceți, asta e foarte important, trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că răspunde cel cu care ești. Și eu aș zice că după 14 ani poți să vii, că poate ești mai responsabil, mai ești toate astea. Depinde acum și de tine, cum ești și cât de capabil te crezi. Haideți să ne băgăm acum să facem parcarea laterală, guys, că prea am vorbit atâta, trebuie să mai facem și parcări. Așa că pentru început, tati, vreau să mă lași pe mine să încerc să o fac eu, ok? Te dai jos? Nu, stai acolo. Ușor. Așa. Vreau să mai pe margine. Așa. Hai. Acum așa. Ia să văd dacă mi iese, guys. Deci mi iese în față. Da. Acum când e în fața mașinii, ia. Max. Ha, că mi-a ieșit și mie. Super. Ia. Și acum? Atât. Nu mai mult. Gata. Acum vreau să luăm o pauză și să ieșim afară să vedem. Tragem frâna de mână, foarte important, liber tot și gata. Să oprim și motorul că avem start-stop. Și acum hai să ne ducem să vedem cât de bine am făcut parcarea. Deci nu pot să cred. Dați neapărat o notă la parcarea asta. Deci vreau să lăsați în comentarii o notă la parcarea asta. Ha, mă, că e bine. Deci distanța nu e chiar așa de mare, după cum vedeți. Se putea și mai bine, dar pentru primele încercări, uite, aici e ok. Bă, eu zic că mi-a ieșit destul de bine. Deci tu ce ești, tati? Crezi că m-ar fi trecut dacă eram? Ba da. M-ar fi trecut, nu? Super, hai că cu câteva exerciții ne mai revenim. Cred că am acoperit cam toate întrebările pe care trebuia să le acoperim, guys. Bă, dar arată destul de bine Mustangul ăsta, n-am ce zicem. De culoarea asta galbenă, nu-ți place? Nu. Adineaura era și descoperit acum la o... O vișinie era mare. Da, uite, vezi, acum e altă persoană. Ba, nu e, că să iau ceea ce ești. Credeam. Și Fiat-ul. Uite, Fiat-ul. E un copil la... Bă, e mare copil. Ăla, vedeți, spre exemplu, cred că copil. Avea 14 ani. Avea 12, nu? Da, deci v-am zis, puteți să veniți și de la 12 ani dacă sunteți capabili să conduceți. Dacă știți că sunteți în stare și părintele vostru, tatăl vostru, pe exemplu, că mergi pe aia cu tatăl, vii aici, sau nu, și cu mama, dacă ea se pricepe să conducă, vii și te înveți aici să conduci, dacă te pricepi, na. Dacă nu știi chestiile elementare, mai bine nu veni aici, că vedeți și voi, mai ales când e multă lume, adică, dacă nu le știi și vrei să le înveți, mai bine te duci într-o zi în care nu e aglomerație, că vedeți, poate să fie și foarte multă aglomerație. Vedeți, acum am stat, pe exemplu, la coadă ca să fac dreapta, exact ca și cum ai sta în oraș. Atât. Gata. Of, haide mă, Andrei.
perfect. Ce vrei mai mult. A fost bine, nu? Bine. Like pentru asta. Deci astăzi, guys, a fost cea mai aglomerată zi pe care am prins-o în locul ăsta. Nu prea am venit de multe ori, dar aparent acum sâmbătă la ora, cât e ceasul? 4, aproape 4, e full. Da, guys, cam atât a fost cu acest car vlog, al treilea episod de car vlog cu tatăl meu. Sper că v-am atins toate întrebările, v-am răspuns la toate și legat de vârsta care este minimă. V-am zis, nu este o vârstă minimă, dacă ești capabil poți să vii, dacă nu, nu. Dacă vii, îți asum că dacă faci accident, ești răspunzător. Bine, nu îți asum tu care conduci, îți asumi ăla care are permisul și care, na, e mașina lui, practic, nu? Cam asta este situația. Sper că v-a plăcut acest car vlog. Nu uitați un like, un subscribe dacă sunteți noi pe acest canal și ne auzim data viitoare. Nu-i așa, tati? Da, cu multă plăcere.